Da, este bine că am început cu dreptul și mă bucur că am debutat cu victorie. Acum trebuie să ne concentrăm pe următorul meci și să câștigăm în continuare. Ai debutat pentru Universitatea Craiova aproape de locul play în Natale, unde ai copilărit. Da, într-adevăr, am debutat pentru Universitatea. Acum mă gândesc doar la meciul următor și vreau să joc cât mai bine pentru Craiova. Dar la meciul cu AC Milan te gândești? Normal, am aflat și noi astăzi vestea. Este un meci foarte important pentru noi, dar următorul meci în campionat cu Chiajna trebuie să-l abordăm cu seriozitate și să câștigăm. Te așteptai să scoți AC Milan? Mulți colegi își doreau. Da, am auzit și eu discuții despre AC Milan, dar cum am spus, trebuie să ne concentrăm în primul rând pe campionat și când va veni acel meci, cu siguranță vom fi concentrați. Cum este să dai știu cu Bonucci? El a jucat finala din Cefurica, cum joacă cu voi? Da, un jucător valoros, la AC Milan știm cu toții, o echipă foarte mare, dar trebuie să jucăm și să avem curaj. Ce șanse crezi că aveți? Normal că nu sunt sunt șanse foarte mari. Ei sunt favoriți, dar cum am spus, totul se decide pe teren. Când crezi că vei fi pregătit să fii titular? Echipa a jucat foarte bine. Este normal să rămână acești jucători și cred eu că dacă voi intra, voi înscrie și voi juca foarte bine, va veni și acel moment când voi juca de titular. Mai simți publicul de aici? Nu știi. Da, este o atmosferă mai frumoasă. Mă bucură acest lucru și sper că la următoarele meciuri să fie cât mai mult. Mulțumim!